Ion Ceban a lansat astăzi Partidul Mișcare Alternativă Națională, despre care spune că se va afla în opoziție față de actuala guvernare. Formațiunea politică nu a fost deocamdată înregistrată oficial și, potrivit edilului, în prezent se lucrează la elaborarea programului și statutului. Opțiunea geopolitică a partidului va fi integrarea europeană și păstrarea neutralității țării. Suntem pentru dezvoltarea țării, pentru renaștere și modernizare, pentru independență și neutralitatea Republicii Moldova. Suntem pentru integrarea europeană, începută mulți ani în urmă, și pentru asta vom lupta și acționa. Foarte mulți ne întreabă, ne sună și vor să vină în echipa noastră, iar noi suntem deschiși pentru toți cei care sunt gata să răsuflece mâinicele și să muncească. Ion Ceban a criticat dur guvernanții și susține că din cauza crizei lansarea noului său partid nu mai putea fi amânată. Noi, în comparație cu ei, suntem oameni și după anunțul din decembrie cu privire la crearea Mișcării Alternativă Națională și odată cu începerea războiului în Ucraina, am considerat că este omenesc să facem o pauză și să ne implicăm plenar în susținerea refugiaților și în gestionarea acestei crize. Ion Ceban a fost ales primar în 2019 din partea socialiștilor. Anterior fusese deputat PSRM, consilier prezidențial al lui Igor Dodon, consilier municipal, totuși pentru prima dată intra în Parlament după alegerile din 2010 pe listele Partidului Comuniștilor.